Să ai mare grijă de ea. Ce frumoasă e! Ce frumoasă! Ce motan drăguț! Tare drăguț! Așa ui tu cum ești tu, să știi că mi este tare drag de tine, da? Zeci de copii au fost invitați duminică la întâlnirea cu Moș Nicolae. Acesta a fost invitat de președintele Consiliului Județean să împartă daruri dulci tuturor copiilor care au fost cumiți de-a lungul anului. Mai întâi, actorii teatrului Excelsior i-au purtat pe cei mici prin lumea poveștilor, unde s-au întâlnit cu mulți eroi de bazm. La ieșirea de la spectacol au fost așteptați de președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, care le-a oferit pachete cu dulciuri din partea lui Moș Nicolae. Cei mai mulți dintre copiii care au primit cadouri de la Moș sunt aflați în îngrijirea Protecției Copilului Buzău. De asemenea, provin și din familii fără posibilități materiale. Am așa o stare emoțională că, dacă vreți, cu ajutorul lui Moș Nicolae, Consiliul Județean este continuatorul tradițiilor care au fost de-a lungul anilor. Am făcut puțină bucurie în sufletul copiilor. Noi, Consiliul Județean, le-am oferit o piesă de teatru, practic am dus copiii în lumea poveștilor și bineînțeles că le-am oferit și un mic cadou. Sunt fericit că pe lângă copii care, să zicem, au posibilități, au fost și copii care au posibilități mai puține și probabil că azi de dimineață când s-au trezit nu găsiseră mai nimic în ghetuțe. Consiliul Județean și-a respectat și anul acesta obiceiul tradițional de a oferi copiilor dulciuri de Moș Nicolae și probabil că și Moș Crăciun va trece în curând pe acolo.